Bună seara, dragii mei lei! Bine v-am regăsit la o etalare generală pentru voi, special pentru luna august. Este o etalare care vizează aproximativ toate planurile. Dacă unul din planuri se evidențiază, am să insist cu amănunte. O să vorbim, bineînțeles, și despre dragoste, despre planul financiar, material. O să discutăm puțin și despre cariera voastră, acolo unde este cazul și sunteți în activitate. Am să extrag câteva mesaje surprize din aceste două boluri pe care le-am pregătit, inclusiv cu zile norocoase ale lunii august pentru voi în special, câteva mesaje despre partea aceasta a sănătății și ce legătură are sau au aceste disfuncționalități în cazul în care există medicale cu lecțiile pe care nu le-ați asimilat încă, practic, cu ce ar trebui să lucrați, cu ce ar fi minunat să lucrați astfel încât să depășiți anumite dezechilibre, să spunem așa, din punct de vedere medical. Nu o să insist sau o să vorbesc doar din punct de vedere energetic, ci nu medical, pentru că nu este domeniul meu și nu mă bag în lucruri care nu le cunosc. De asemenea, avem și aici niște mesaje suplimentare puzzle, un răspuns aproape personalizat la o situație cu care vă confruntați și în finalul acestei etalări câteva recomandări din partea minunaților ghi spirituali să procedem. Deci am să extrag două mesaje de aici din bolul, două mesaje, dar nu știu ce am zis, două mesaje, două mesaje, o să trag două mesaje din bolul alb, un mesaj din bolul negru. O să avem aici un mesaj pe partea aceasta job, carieră, iubire, depinde, o să vedem ce mesaje se extrag și o să le comentăm. Prima dată o să vorbim despre cineva care devine curios. Uite, curios este mesajul care a căzut și la rac. Curios devine, cineva devine curios în ceea ce te privește. Atrage atenția cuiva, cine știe, poate atrageți atenția unui rac care a căzut același mesaj și acolo atrageți atenția cuiva. Sigur că poate să fie vorba despre planul carierei, că poate atrage atenția cuiva, pun ochii pe tine pentru faptul că știe cât de muncitor, muncitoare ești și atunci vine cu o propunere, cu o ofertă sau un interviu de angajare, parteneriat, a investi bani alături de o persoană alături de care urmează să câștigi niște bani frumoși în viitorul apropiat sau, mă rog, un august sau... Poate că, dacă ești un leu singur, s-ar putea să pună cineva ochii pe tine, să intri în raza sa vizuală, astfel încât să formezi un cuplu interesant. Dar asta o să discutăm și la planul iubirii. Detașare, sau în sfârșit, urmează să te detașezi de imaginea cuiva. Știți că vorbeam și despre cu ce să lucrați în luna august. Lecția detașării sau atașamentului și la voi ca și la gemeni. Detașare de imaginea cuiva, de energia cuiva, desprindere de cineva care te-a bântuit. Aici paleta de probleme este stufoasă, diversificată. Ceea ce simt eu în momentul de față poate să fie vorba despre un leu care se gândește sau s-a gândit sau se desprinde, urmează să se desprindă de imaginea unui fost, a unei foste, a unei persoane care, cu care nu a rămas sau în sfârșit nu au reușit să aibă un cuplu sau un divorț sau o separare sau un conflict cu partener, ex sau poate să fie vorba despre o ceartă cu copilul, o ceartă cu, indiferent cât de mic este sau cât de mare este, conflict în familie, deci sau părinți, copii, copii, bunici, nepoți, în sfârșit familie extinsă. Însă în luna august este un moment extraordinar pentru lei să se detașeze din toate punctele de vedere, de energia negativă a unei persoane care ia pricinuine ajunsuri leului. Și poate să facă lucrul acesta, unii dintre ei simt că deja au început să facă lucrul acesta, așa că este de bun augur, mergeți tot înainte, că ceea ce faceți, faceți foarte bine. Ziua norocoasă pare a fi în luna august, sâmbăta sau sâmbetele din luna august sunt norocoase și gravitează în jurul propoziției eu împlinesc. Deci cumva se împlinesc foarte multe lucruri dorite de voi, însă încercați pe cât posibil să țineți în echilibru dorința aceasta de a controla voi totul sau de a vă baza doar pe propria ființă, pentru că sigur, leul este puternic, leul poate, leul duce, leul face, leul trage. Dar
la un moment dat s-ar putea ca leul să fie extenuat din toate punctele de vedere. Aici intervine dezechilibrul care ar putea duce la probleme medicale. Și aici mă refer la probleme de piele, probleme de dinți, probleme de oase, splină, ureche și mai în detaliu, să zic, probleme de stomac, diabet, sistemul circulator, în general sânge, că tot are legătură cu glicemie și cu diabet. Deci mare atenție, sigur că nu vreau să vă sprim, v-am spus că nu discut despre problemele medicale, ci ce ar duce într-acolo. Din cauza faptului că ajunge să vă tensionați extraordinar, nemulțumiri interioare. Nemulțumiri interioare, faptul că nu ați reușit să... sau nemulțumiți de propria viață, de realizările voastre, sau probabil considerați, conștientizați că, ce luna august și la voi este o lună a conștientizării, că prea mult v-ați sacrificat pentru binele altora sau ați făcut mai mult pentru alții decât pe voi, mai ales leii care au ajuns la o anumită etate, la o anumită maturitate. Și atunci toată această nemulțumire poate să ducă la aceste dezechilibre medicale. Prea precaut, prea atent, prea să faceți voi totul, prea v-ați bazat pe propria persoană și, într-adevăr, știți cum se spune, organismul duce, sau nu, spiritul duce, organismul nu. Munciți foarte mult, ceea ce conduce la un stres ridicat, tensiune și de aici problemele pe care le-am menționat mai devreme. Încercați să lucrați cu detașare de trecut, de a rămâne în trecut, mai ales divorțuri, separări și divorțuri și separări destul de crâncene, să zic așa, și de imaginea cuiva care te-a bântuit sau încă te bântuie și există tendința de a te autovinovăți pentru faptul că nu a durat prietenia, iubirea sau căsnicia respectivă. Haideți să vedem acum că tot vorbeam și de partea aceasta a carierei, muncă multă, lei... nu, că n-am terminat, uite, n-am terminat, mai am aici și niște mesaje. Mă gândesc la planul iubirii, cineva se gândește acum la voi și vrea să vă vorbească. O să punem aici frumos mesajul de iubire. Persoana aceea care te-a bântuit își vede de drum, în momentul de față are alt drum, nu știu, neapărat mai are legătură cu tine, nu mai are legătură cu tine, însă altcineva te vrea înapoi. Probabil au fost două relații separate. Dar cine vă gândiți voi și cine v-a bântuit nu mai vrea, are drumul lui și vede de drum, deci cu ăla nu mai e nicio treabă cu, mă scuzați, mai destind atmosfera. Cu acea persoană nu mai este nimic, însă este altcineva care te-ar vrea înapoi. Probabil că într-o perioadă în care ai fost mai singurică, mai singurel, mai exista cineva de care iară nu te-ai legat, v-a certat din diferite motive, dar uite că știți cum este, pe cine ai vrea tu să vină acum înapoi, cel care te-a bântuit sau cea care te-a bântuit, nu. Însă altcineva te vrea înapoi, exact probabil pe cel sau pe cea pe care tu nu ai vrea-o neapărat. Da? O să discutăm la momentul oportun, căci încurcate sunt căile Domnului. O oportunitate interesantă, dragii mei, lei, dragii numele din zodia leului. Aici mă refer strict la partea aceasta de job, de carieră. Ori te avansează, ori îți oferă un alt job, ți se rotunjesc veniturile din punct de vedere financiar, ori este posibil să-ți investești banii foarte, foarte inteligent, culegi roadele, dacă ai investit până acum, culegi roadele, sau mă gândeam la această oportunitate în job, cine știe, posibil să ți se propună ceva astfel încât să îți crești, de exemplu, veniturile. Pentru că este vorba despre oportunitate, nu neapărat de o premieră, de o premiere. Iar această oportunitate interesantă în carieră, asta să știți că are legătură și cu cei care nu mai muncesc, care au ieșit din activitate, pensionari, pot fi... Li se pot face o propunere interesantă de a munci peste program, ceva extra față de ceea ce faceți voi în mod curent, ceea ce vă va schimba viața.
Este o schimbare extraordinară în planul financiar care are legătură cu cariera voastră, cu munca voastră, cu jobul vostru, astfel încât vi se schimbă viața acum. Acum, mai repede decât credeați voi, vă văd mulțumiți, intrați în posesia unor drepturi, primiți niște bani la care eu ați visat sau intrați în posesia unor drepturi bănești, dar în orice caz să știți că vă văd râzând și vă văd mulțumiți. Reușiți să ieșiți din niște datorii, mi se pare. Vă echilibrați din toate punctele de vă echilibrați din toate punctele de vedere, inclusiv, de fapt, inclusiv, mai ales din punct de vedere financiar. Daruri în bani, timp sau efort. Eforturile vă sunt răsplătite. Mie mi se pare că intră o sumă de bani. Așteptată, neașteptată, recuperare de bani, datorie, poate un salariu, poate o dotă, ceva lunar primiți, oricum vă echilibrați bine de tot. Cu aceste noi oportunități în carieră, sunt două cărți care spun exact acest lucru. Nu știu, ori sunteți promovați, ori nu știu, țineți-mă și pe mine la curent că lei în august primesc o ofertă de job sau de, nu știu, fac ei ceva astfel încât să fie din nou on top și cred că puteți să obțineți în egală măsură un împrumut care vă ajută să realizați un vis sau achitarea unor datorii. Exact ceea ce spuneam și mai devreme. Doamne ajută! Ce să zic? Ia să vedem. Reînviați, dragii mei! Vă reveniți ca pasărea Phoenix din propria cenușă. Este un mesaj extraordinar de benefic pentru voi. Simțiți prin toți porii acest lucru. Tot răul este spre bine și tot acest torment emoțional prin care unii lei au trecut, să știți că va pregăti și vă pregătește pentru ceea ce urmează, resuscitarea voastră. Parcă vă reveniți, vă reconstruiți voi piesă cu piesă, din toate punctele de vedere. Aveți grijă puțin și de inimioară, tensiune, vedeți pe acolo ceva, că prea cred că v-ați gândit foarte mult, v-ați... cum îi zice, v-ați măcinat foarte tare pentru a intra în posesia unui drept și stați liniștit, liniștită că veți reuși. Literele D, T, O, U, L, P, de asemenea inițiale, s-ar putea Ș sau S, P, A. Deci, luna aceasta, știi cum sunteți, parcă vă spuneți voi, este și o recomandare, este un impuls pe care vi-l dă Universul. Trebuie, deși știți că tot timpul spun că nu trebuie nimic, dar acum este imperios necesar să spuneți trebuie să fac, ori fac, ori mor. Adică sunteți așa la limită. Ori călare, ori pe jos. Și cred că acest resurrection, despre asta este vorba, reînviere, renaștere din propria cenușă ca pasărea Phoenix, vă determină să deschideți eventual și o sticlă de șampanie și să sărbătoriți o mare reușită. Ceea ce și vă doresc din toată inima. Gândiți-vă la o situație personală și haideți să vedem, dragile mele, ce vă răspund minunații ghii spirituali. Ia să vedem ce surprize! Ce surprize ne pregătesc! Odihniți-vă! Este nevoie să vă retrageți un pic și să vă odihniți. Munciți prea mult, v-ați măcinat prea mult, v-ați frustrat prea mult, v-ați auto-învinovățit. Sunteți la limită. Sunteți în al 13-lea ceas cu toate. Sunteți dereglați, dereglate emoțional și de aici, conform... teoriei bulgărului de zăpadă, vă veți transforma într-o adevărată tornadă și probabil că o să vă răzbunați ca măgărușul pe sat, ca așa am convenit noi să spunem. Îndepărtați-vă de, asta vă spune minunații ghizi, vă spun minunații ghizi spirituali, îndepărtați-vă de tot ce înseamnă frică de ziua de mâine. Nu știu ce fac, nu știu ce dreg, mi-e frică să fac o mutare extraordinară. Poate vreți să vă mutați într-o casă nouă, poate vreți să o luați de la capăt singur, singură sau... Există posibilitatea unei separări, unui divorț, unei desprinderi de imaginea unei persoane care v-a bântuit de frică că nu vă descurcați. O să vă descurcați big time cu aceste oportunități. Vi se rotunjește și veniturile, de să nu vă fie frică că nu o să aveți bani.
Și din punct de vedere al emoției, vă echilibrați, a sentimentelor. Pentru că cineva vrea să vă spună ceva și vrea să vă abordeze. O să vorbim imediat. Eliberați-vă de stres. Sunteți foarte stresați. Ceea ce va duce la o copleșire, sunteți prea copleșiți emoțional, extenuați, fizic și emoțional, mental. Sunteți până aici, sunteți, uite, până aici, până aici. Aveți nevoie să vă retrageți, aveți nevoie de solitudine, aveți nevoie să fiți lăsat în pace cel puțin o perioadă de timp, să vă odihniți, să stați în liniște, voi cu voi, să vă alcătuiți sanctuarul vostru, în care să aveți grijă de sufletul vostru. Meditați, aveți nevoie să vă regrupați și veți reuși. Gândiți-vă, în primul rând, la voi pentru a vă recupera. Spuneam de persoane care au probleme cu pielea, dinți, oase, sistemul osos. Voi sau cineva din familie, de exemplu. Nevoie de odihnă. Sigur că există posibilitatea să fiți în această energie, energia unei persoane bolnave. Mă rog, fiecare are experiența sa și boala trebuie înțeleasă, suferința trebuie înțeleasă, mă rog, nu face subiectul acestei etalări. Însă și de acolo aveți nevoie să vă extrageți puțin sau să vă depărtați puțin, sigur, dacă este o rudă, dacă este soră, dacă este mamă, dacă este copil, dacă îți va da seama că este absolut complicat să faci lucrul acesta, însă și tu ai nevoie de a te regrupa pentru a reuși să faci față și a încuraja persoanele din jurul tău care au nevoie de tine. Că sunt bolnave sau nu. Deci, sub aspectul ăsta, probabil că minunații ghizi spirituali vor să vă susțină și să vă recomande. Nu să pleci sau să trântești ușa când cineva are nevoie de tine. Nu. Să nu te sacrifici pe catafalcă. Până la urmă și tu ai nevoie de odihnă și de echilibrare, pentru că nu poți să-l ajuți nici pe cel de lângă tine. Mai ales dacă lucrați în domeniul medical sau mai ales dacă sunteți vindecători sau mai ales dacă felul vostru este să săriți în ajutorul unor persoane care au nevoie de voi. Pentru că ideea este de a te sacrifica și de a nu te mai gândi la tine. Nu pierdeți nopții, de exemplu, sau nu pierdeți nopți gândindu-vă foarte mult, măcinându-vă cu o situație care oricum nu este o experiență care nu este a voastră și cu să vă macine gânduri pe care oricum sau situații pe care oricum nu le puteți controla voi. Ci rugați-vă, meditați, rugați-vă la divinitate, pentru că în mâna Domnului stau absolut toate experiențele noastre. Da, nu știu pentru cine este acest mesaj, însă am văzut că este foarte, foarte țintit. Trecem ușor, ușor la partea aceasta a iubirii, la regrupării și din punct de vedere al iubirii. Cineva se gândește la tine și vrea să îți vorbească. Haideți să vedem cine ar putea să se gândească la voi. Cine s-ar putea să se gândească la voi? S-ar putea să se gândească o persoană căreia îi atrageți atenția, îi pică pata pe voi, dacă pot să spun așa. Este atrasă din punct de vedere erotic mai mult de voi. Îi place de cum arătați, cum vă prezentați, cum vorbiți, cum vă îmbrăcați, indiferent de vârstă, situație, voință, dorință, situație materială. Și va face o obsesie pentru voi. Să știți, s-ar putea să nu scăpați de această persoană, deci mai ales leii care au trecut printr-un divorț, printr-o separare sau sunt singuri sau suferă din cauza acelei persoane care le-a bântuit, i-a bântuit pe lei. Vă ia ca din oal, așa, nu știu cum să vă spun, astfel încât să vă reveniți, să vă regenerați cumva. S-ar putea să fie o diferență de vârstă între energia feminină și energia masculină. Există un bărbat tânăr care sau căruia îi cade cu trunc această energie feminină matură, alături de care ea își revine, mai pe scurt. Și s-ar putea să fie ca semne zodiacale semnificative, dar nu obligatorii, Scorpion, Pești, Gemeni, Rac, Balanță, Săgetător.
Mă gândesc dacă este o persoană care vă vrea înapoi. Voi poate nu vreți neapărat sau nu v-ați gândit la ea. Acum că avem și acest puzzle, mie mi se pare că te vrea înapoi îmi sună cumva a respingere din partea leului. Adică leul a făcut demersurile pentru a se desprinde din această relație. Sau nu a dat apă la moară acelei persoane și atunci s-a întâmplat o desprindere, un stop, un blocaj. De sub acest aspect, eu cred că este vorba despre te vrea înapoi, da. Vrea să fie cu tine și vrea să-ți spună acest lucru, că te vrea înapoi. N-a mers atunci, consideră că va merge acum. Și cred că dacă ați închis ușa, va intra pe geam. De asta este acea cumva obsesie. Dar este cineva care a terminat o relație. Deci ați intrat în această relație. Vrea să vorbiți despre faptul că vă vrea înapoi sau că vrea o relație cu voi. Haideți să vedem pentru leii care sunt singuri în momentul de față sau nu au avut de foarte multă vreme pe nimeni sau nu au avut niciodată pe nimeni, deși, mă rog, în sfârșit. Mai rar, dar hai să vedem pentru leii singuri. Leii singuri sunt cei mai buni prieteni în momentul de față, cu persoane care se chinuie așa să le fie prietene, persoane respective sau prieteni ei. Tare mândră este leoaica, nu prea intră nimeni în grații, trebuie să cel care intră în grații sau va intra în grații va trebui să facă multe, ore, foarte multe ca să-i atragă atenția leoaicei sau leului, după caz. Dar aici văd o leoaică mândră, o relație cu o atitudine închisă, vreau, adică nu că vreau o relație, nu ar zice nu, dar trebuie cumva să fie ca la carte următoarea relație, pentru că altfel nu, sau următoarea sau relația respectivă, pentru că altfel nu se introduce relația fiind și o energie matură, cum spuneam. Și cred că există șanse ca cineva să o bată pe umăr, știi? Sau să bată leul pe umăr, să-i atragă cumva atenția. Nu cred că știți despre această persoană, dar o să fie lângă voi, o să vă accepte nebuniile, o să vă accepte lamentările. Cred că vă și întâlniți într-un cadru neutru. Nu la mine, nu la tine. Nu știu, poate că este vorba despre o terasă, poate că este vorba prin intermediul, o întâlnire prin intermediul prietenilor. Este vorba despre așa un friend zone, știți? Cumva relaxată, atmosfera relaxantă, prietenă. Nu că ați căuta voi neapărat chestia asta, dar parcă cineva vă bate pomă și spune, ok, nu vrei să discutăm, nu vrei să vorbim? Poate, na, cine știe. Să fim cumva companioni. Dar această poveste de iubire are șanse ușor, ușor să se transforme, această poveste de prietenie, vreau să spun, se poate transforma ușor, ușor într-o prietenie. Persoana aceasta este foarte atrasă de voi. Foarte atrasă de voi și îi placeți foarte mult și vă admiră foarte mult, vă respectă foarte mult. Tot cu diferență de vârstă. No, ca o descriere fizică suplimentară deloc obligatorie, poate să fie un blonduț cu ochii negri sau, mă rog, părul închis la culoare, dar, în sfârșit, o diferență de vârstă neapărat, fie ea cât de mică, 2-4 ani, este acolo, asta e. Acum aș vrea să întreb minunații ghid spiritual ce s-ar întâmpla în situația în care, deși mi s-a răspuns la început, că nu își vede de drum persoana cu care v-ați certat, sunteți blocați, sunteți certați, dar mai fac o întrebare pentru a clarifica și mai tare astfel încât să puteți și voi să aveți șansa unei reorientări ca să nu mai stați acolo în trecut. Să vedem până la urmă ce... Da. Cred că are un bebeluș. Sau în momentul de față are un nou început cu o altă persoană în care, dacă nu este un bebeluș, pentru că na, vârsta, dorința, voința, așa cum spun de fiecare dată, joacă un rol important, poate să fie vorba despre responsabilități, obligativități, noi începuturi cu
altcineva sau își construiește o altă familie, de stare conflictuală, clar. Sau acesta probabil că a fost motivul pentru care voi ați plecat din relație terminată urâțel cu acest conflict, faptul că a plecat cu altcineva alături de care și-a construit o familie. Deci șanse slabe, trecutul e trecut, ia uita și viitor vă așteaptă. Ieșiți din această stare pentru că totul este bine când se termină cu bine. Dragii mei lei, luna voastră este august, așa că multe se vor întâmpla și din punct de vedere al carierei și din punct de vedere al banilor, mai ales că totul se echilibrează și la voi. Așa că nu-mi rămâne decât să vă îmbrățișez cu drag și să vă doresc să aveți o lună august absolut fantastică, absolut spectaculoasă, cu foarte multe realizări și să vă meargă din plin, pentru că meritați. Ați trecut prin prea multe și toate semnele zodiacale merită tot. Așa că vă dau un pupic în plus și vă iubesc și vă doresc să aveți parte de tot binele. Numai bine!